Bine ați revenit la mobilisimo.ro, azi vă prezentăm recenzia lui Samsung Galaxy S8. Flagship-ul Samsung pe anul curent a fost anunțat la New York pe 29 martie, în România pe 30 martie și iată-l acum gata de recenzia sa completă. V-am oferit un hands-on de la debutul din România și acum îl avem pentru review-ul complet. Avem versiunea de 5,8 inch, există și un model de 6,2 inch, Galaxy S8 Plus, iar noi avem modelul Orchid Grey de Galaxy S8. Prețurile? E bine, cel mai accesibil este la Orange la 3.385 de lei, în vreme ce eMag, EvoMag și Cell.ro l-au la 3.499 de lei. Quick Mobile l-are la 3.449 de lei, în vreme ce Vodafone l-are la 3.638 de lei. Avem de a face și cu un telefon care vine cu un Infinity Display foarte arătos, cu asistentul virtual Bixby și este finalul unei trilogii începută de Galaxy S6 și urmată de Galaxy S7. Vorbim întâi despre design. Telefonul vine cu un ecran curbat, evident, are marginile curbate, dar nu chiar așa de mult precum modelele din gama Edge. Asta este senzația. Vine pe nuanțele Midnight Black, Arctic Silver și Orchid Grey. Spre deosebire de varianta neagră, care atrage multe amprente și grăsime, aceasta Orchid Grey nu face acest lucru, ceea ce este foarte bine și nu reflectă nici lumina în mod exagerat, datorită unei texturi punctate sub sticlă. Sticlă cu margini curbate în spate, sticlă cu margini curbate în față și o ramă din aluminiu între ele. Infinity Display înseamnă că au redus foarte mult muchile pentru o experiență foarte imersivă, practic, dacă te uiți la un film, nu-ți dai seama unde începe imaginea și unde se termină. Practic, imaginea se dizolvă în eter, ghilimele de rigoare. Asta înseamnă Infinity Display. Avem de-a face aici cu un telefon fabricat din sticlă și metal, cu o construcție solidă. Apoi, butoanele sunt comode, acest buton Power de aici, buton de volum și butonul Bixby. Observați, nu mai avem buton fizic Home, avem butoane virtuale, iar scannerul de amprente a fost mutat în spate. Camera nu este în relief, iar butonul Home de aici oferă și un feedback haptic, nu se compară cu cel de pe iPhone 7, dar există. Este un telefon foarte arătos, nu credeam că se poate mai arătos decât Xiaomi Mi Mix sau Huawei Magic. E bine, iată, se poate. În același timp, foarte îngust, observați aici cum tocmai l-am cuprins cu o singură mână, degetul meu mare s-a dus să se întâlnească cu degetul arătător, atât de îngust este acest telefon. Și asta înseamnă automat că nu o să scăpați din mână, câte vreme îl cuprindeți cu degetele și îl țineți de aici, nu prea văd eu cum îl puteți scăpa din mână. Deci nu este un telefon alunecos, datorită acestei rame metalice de care îl țineți, apoi are aderență bună și este destul de compact pentru un ecran uriaș de 5,8 inch pe care îl are. Trebuie spus și că este un telefon foarte lung, după cum se poate vedea, iar dacă vreți dimensiuni, e bine măsoară 8 mm în grosime, față de S7 care măsoară 7,9 mm și iPhone 7 Plus care măsoară 7,3 mm și cântărește un fantastic 155 de grame, în condițiile în care un iPhone 7 Plus cu diagonală mai mică cântărește 188 de grame. E rezistent la apă, rezistent și la praf și de asemenea arată pur și simplu fantastic. Cu acest telefon chiar vă faceți remarcat, indiferent ce telefon au prietenii sau cunoscuții voștri. Este cel mai elegant telefon văzut până acum și face uz într-un mod foarte inteligent și plăcut de panou de sticlă. Vorbim acum despre display, un ecran de 5,8 inch. Ar fi 5,8 inch dacă am luat acest panou, l-am desface și l-am aplatiza. În principiu ar fi cam 5,6 inch utilizabil. E un panou Super AMOLED cu protecție Gorilla Glass 5 și un screen to body ratio de 83,6%. Rezoluția acestui display este WQHD+, adică 2960x1440 de pixel, dar default, atunci când cumpărați telefonul, când îl scoateți din cutie prima oară, o să fie Full HD+. Și avem de-a face aici cu un ecran cu un ratio de 18,5:9, ideal pentru consumul video. Are de asemenea colțuri curbate și muchile curbate, dar cum am spus, nu în stil al modelelor Edge, ci un pic mai discret. Este și cu suport HDR acest ecran, permite consumare de conținuturi HDR, care arată foarte bine. Sunt mai arătoase decât cele standard, o să vedeți când o să devină mai mainstream acest tip de conținuturi. Inițial nu am avut player video, așa că ne-am folosit de galerie, dar apoi am găsit în magazinul de aplicații Samsung, aplicația video, familiară, văzută până acum pe multe telefoane Samsung, și am pus-o la treabă pentru a consuma clipuri pe acest ecran. Ce spuneam mai devreme de imersivitate? Cu colțurile astea rotunjite și cu muchile astea inexistente, vă puteți scufunda în vizualizare, asta înseamnă imersivitate fantastică aici. Aplicația video aduce cu sine câteva opțiuni, avem pop-up play, avem transformarea în GIF sau GIF a unei secțiuni, apoi reglajele de aspect și
opțiunea de editare, un video enhancer care face culorile să sară în ochi și mai mult, și mai avem la dispoziție și câteva setări legate de viteză de playback, subtitrări și adaptarea la ecran. Experiența de vizualizare, vedeți și voi, practic nu mai nevoie să zic nimic, luminositate excelentă, culori perfecte, unghiuri largi de vizualizare, contrastul este foarte bun chiar și în bătaia soarelui și negrul este adânc, perfect specific unui Super AMOLED. Acum hai să vedem cum stăm noi cu toate lucrurile descoperite despre acest ecran. Ca de obicei am pus la treabă microscopul și ne-a arătat un setup al pixelilor de tip Pentile Matrix. Am făcut și teste de luminozitate, atingând valoarea de 522 lux, asta la interior, acesta ar fi măsurătoarea maximă la interior, 522 de unități lux, nu este uniform, dar nu se vede asta cu ochiul liber, iar atunci când am folosit o lanternă specială LED în dreptul senzorului de luminozitate, am sărit la 705 lux. Sunt sigur că la soarele unei veri însorite, sărim și de 800 de lux, fără probleme. În principiu depășim OnePlus 3 cu această valoare, iPhone 6S, Xperia XZ, dar nu suntem încă la recordul gigantic, imens al lui Galaxy S6 Edge Plus, care ajungea la vreo 900 de lux, ceva cu adevărat fantastic. Cu toate acestea, într-o zi cu foarte mult soare, se adaptează totuși la luminositate și eu zic că face față. Mai departe, hai să vedem cum stăm cu setările. Am înțeles deja că ar fi un ecran foarte luminos și excelent calibrat, hai să vedem ce putem seta la el. Și vă spun din start că sunt foarte multe opțiuni. Avem aici luminozitate, luminozitate automată, blue light filter care filtrează lumina albastră, dormiți mai bine, cu un slider pentru opacitate, apoi screen mode. Aici reglăm practic culorile, adaptive, AMOLED, cinema, photo și basic. Dacă vreți culori mai realiste sau mai vii, de aici le reglați. Și am uitat, color balance. Umblăm la nuanțele de roșu, verde și albastru, iar apoi avem reglajul de rezoluție. Spuneam că atunci când cumpărați telefonul scoateți din cutie prima oară, rezoluția standard este de 2220x1080 de pixel, adică Full HD+. Noi acum îl avem dat la WQHD+. În principiu, e o idee bună să-l ține pe Full HD+. Varianta default obține și extra baterie și nu știrbim prea mult performanța, ba chiar deloc. Mai departe, umblăm la reglajele itemurilor de pe ecran, mă refer la mărimea fontului și a altor meniuri și elemente. Stilul fontului poate fi reglat tot de aici. Apoi putem să umblăm la home screen, layout, grilă, aplicații. Full screen apps, putem să folosim anumite aplicații care se folosesc de absolut tot ecranul, practic orice aplicație are opțiunea asta și dacă ne place cum arată un icon așa sau așa, dacă vrem o RAM în spate, un frame în spate, putem să optăm pentru asta. Edge screen, spuneam că avem funcții de model Edge, deși nu se numește cu Edge, le găsim pe toate aici. Ce putem afișa? O grămadă de lucruri. Aplicații, contacte, Smart Select, Clipboard, Reminder, Tasks, Weather, Quick Tools, foarte, foarte multe, plus altele descărcabile, ba chiar și unele cu plată. Și WhatsApp are propria sa muchie. Și pe toate le găsim aici, cu un simplu gest swipe, le accesăm și le folosim. Să te familiarizezi cu asta încă de pe vremea lui Galaxy S6 Edge, dar funcția evident că a evoluat în timp. Și nu s-a terminat cu setările de display. Mai avem Easy Mode, am văzut deja. Indicator LED, status bar, navigation bar. Aici putem să umblăm la opțiunile home, back și recent. Putem să schimbăm fundalul, spre exemplu. Putem să deblocăm cu butonul home, să umblăm la layout sau la sensibilitatea legată de butonul home. Timeout pentru ecran. Ținem ecranul dezactivat. Avem screensaver, video enhancer și cam acestea ar fi opțiunile pentru display. Un ecran excelent la toate capitolele pe care vi le puteți imagina. Nu evităm să discutăm despre hardware și începem cu procesorul. În China și SUA este un Snapdragon 835, în restul lumii, inclusiv în Europa, inclusiv la noi, este un Exynos 8895 Octa la 2,3 GHz. Primim și un GPU ARM Mali G71 MP20, 4 GB de RAM LPDDR4, dar sunt și țări care primesc 6 GB de RAM, precum China, din câte am înțeles. Bine, aflați că, deși în prima fază ne-am lovit de ceva ce semăna delay sau lag, erau primele procese de setup asociate momentului de după unboxing, când se reglează totul în fundal. E bine, nu am avut parte de niciun fel de lag, problemă, delay sau deschidere lentă a vreunei aplicații, telefonul zboară prin orice task i-am dat și orice aplicație sau funcție am deschide, chiar nu are absolut nicio problemă cu niciuna dintre aplicațiile pe care le-am dat să le proceseze, inclusiv benchmark-uri, jocuri și alte nebunii. Și când zic jocuri, e vorba despre Power Rangers cel nou, dar și Riptide GP Renegade, jocul nostru benchmark. Și apropo, avem și un mod special de gaming prin care înlăturăm
chestiile care ne pot distrage. Putem să înlăturăm și butoanele virtuale, să ne concentrăm strict pe gaming, avem o funcție de una disturb și una care ne scapă de afișajele pe ecran. Iată cum arată jocul, imersiv și el, ca și consumul video, aparat excelent, texturile foarte bune, un frame rate fantastic, control și el foarte bun și acum hai să vedem, mare săritură, cascadorii peste cascadorii, băgăm și niște nitro, s-a deschis și o poartă, nebunie totală. Cam așa arată jocul pe acest ecran excelent. Ok, dacă stăm bine la capitolul gaming, hai să vedem cum stăm la testul suprem. Ce de benchmark? Am făcut toată bateria de teste obișnuite și am ajuns și la Quadrant la un moment dat. Hai să vedem ce rezultat am obținut noi în Quadrant. Iată scorul obținut, 42.920 de puncte. Cu acest rezultat suntem sub Sony Xperia XZ HTC 10, dar depășim Huawei P10 și LG G5. Nu a lipsit nici faimosul Antutu, am început cu el de altfel, 171.000 de puncte, suntem pe locul 2 all-time și ne-a depășit doar iPhone 7 Plus și atât. Am depășit iPhone 7, OnePlus 3 și alte modele galonate. Nu am uitat de testul de benchmark, cu mențiunea că în mai toate testele, mai toate subtestele lor grafice, stăm extrem de bine, deci la grafică este foarte greu de bătut acest model, ușor de bătut. Ok, și acum în 3D marca este un Unlimited, un scor mare, 28.000 de puncte, în vreme ce depășim Google Pixel XL și Huawei Mate 9, rămânem totuși sub OnePlus 3 și Asus Zenfone 3 Deluxe. Un scor excelent în schimb în Geekbench 4. Iată-ne aici, scorul ieși multicore. 6679, locul întâi clar, apoi sub testul Compute, locul întâi iarăși, iar în testul Single Core, locul 3. În principiu, rezultate excelente, poate doar iPhone 7 Plus să mai smulgă anumite subteste, să le câștige, dar în universul Android, cam cel mai puternic dacă luăm toate testele și facem o medie. Când ce privește temperatura, am ajuns la 33,5 grade Celsius după ce am rulat jocul de mai devreme, deci nu e supraîncălzire, iar când am rulat benchmark-ul GFX Bench, am ajuns la limită, 40 de grade Celsius, aproape de supraîncălzire, dar nu acolo, în principiu este rezonabil și la acest capitol, nu se încinge. Vorbim acum despre baterie, unii s-ar putea îngrijora când au auzit că avem un ecran de 5,8 inch și o baterie de 3000 de mAh, pentru că Galaxy S7 Edge avea un ecran de 5,55, dacă mi-amintesc eu bine, și 3600 de mAh, deci mai mult. Iar S7 avea un ecran de 5,1 inch și o baterie tot de 3000 de mAh. În ce măsură s-a resurcat bateria lui Galaxy S8? Aflați imediat. Pe hârtie ni s-au promis 16 ore de playback video sau 20 de ore de convorbiri. Hai să vedem ce am obținut noi. Să vedem aici testul video, playback video HD în buclă. Clasic, știți asta deja, ne-a dus la valoarea de 13 ore, 31 de minute, un rezultat excelent, care îl depășește pe Google Pixel XL și Huawei P10 Plus. Rămânem sub fantasticul Galaxy 7 Edge cu alesare 15 ore de playback, dar și sub aproape battery phone-ul Motorola Moto Z Play. Nu am uitat nici de testul în PC Mark, acolo, iarăși un rezultat foarte, foarte bun. 10 ore, 21 de minute de utilizare continuă, locul 12, practic numai battery phone-urile și încă vreo 3 modele ne-au depășit. Am depășit Galaxy 7 Edge și Huawei Mate 8, dar suntem sub Mate 9 și Google Pixel XL. Cât despre încărcare, avem fie opțiunea de a încărca telefonul folosind un pad wireless, fie prin fir. Alimentarea standard ne-a oferit încărcare de 6% după 5 minute de alimentare, încărcare la 18% după 15 minute, 37% după 30 de minute, iar după o oră am ajuns la 73%. Încărcarea full se face în o oră 39 de minute. Este rezonabil pentru standardele actuale, dar nu bate recordul Galaxy S6 Edge Plus, care se încărca full în o oră și 5 minute. Stă măcar mai bine decât Huawei P10 Plus totuși. Hai să vedem acum cum stăm cu setările legate de baterie. Intrăm în această zonă de mentenanță, avem aici battery și 3 moduri principale de power saving, off, mid și max. Din fericire avem și varianta de a personaliza aceste opțiuni, astfel că umblăm la luminozitate, la rezoluție, limităm viteza procesorului și utilizarea de rețea în fundal plus always on display. Apropo, ecranul oferă și funcția always on display. În modul max accesăm doar funcțiile de bază și putem să personalizăm și aici, după cum se poate vedea, deci avem destul opțiuni power saver, mai avem și aici setări avansate, app power monitor, încărcare rapidă și procentaj, iar aici alegem aplicațiile care au voie sau nu să ruleze în fundal.
Cam aceasta ar fi bateria, o baterie excelentă, chiar nu avem plângeri la acest capitol. Și acum a venit momentul să vorbim despre acustică. Întâi observăm că avem un singur difuzor, deci nu avem stereofonie, cum am văzut la Huawei P10 Plus. Acesta este singurul difuzor, cam ușor de acoperit la gaming sau la video playback. Este inevitabil că la un moment dat să ajungi cu degetele aici. În fine, în schimb, primim jack audio, ceea ce în ziua de azi e rar pe flagship-urile moderne. iPhone 7 nu are așa ceva. Primim și suport 32-bit, de asemenea suport pentru playback FLAC și MP3 și putem conecta două headset-uri Bluetooth la acest telefon, mulțumită standardului Bluetooth 5.0 și celor mai noi tehnologii. Preinstalat îl avem pe Google Play Music, dar eu am vrut să trecem la clasicul player muzical Samsung și mă bucur că am făcut asta, pentru că avem un efect vizual foarte tare aici. În primul rând că interfața asta mă duce cumva cu gândul la Batman. Nu știu ce spun asta, poate combinația de culori, poate interfața, în fine, Batman. Iar când ascultați o melodie, se iluminează de jur împrejur toate curburile astea frumoase ale ecranului. Așa că, înainte să trecem la playback, e momentul să mai vedem câteva opțiuni totuși. Intrăm aici, găsim Sound Alive și, ca de obicei, extrem de multe opțiuni de personalizare. Egalizatorul cu genul muzicale, apoi reglajele de bass, treble, instrument sau vocal, plus 9 canale reglabile cu swipe, upscaler pentru sunet, surround, tube amp, concert hall și reglăm cum ne place nouă sunetul. Și acum chiar vă ofer playback. Concluzii, un volum foarte ridicat, sunet clar, basul se aude excelent, vocea și înaltele la fel, spatele nu vibrează și nu avem distorsionare deloc, plus îmi place foarte mult efectul ăsta vizual. Hai să vedem dacă testul cu decibelmetru ne confirmă sau infirmă impresiile. Avem și așa ceva, avem test cu decibelmetrul, atingând o valoare de 88,6 decibeli, folosind sample-ul nostru acustic clasic, în vreme ce, jucând jocul lipta GP Renegade, 92,3 decibeli. Depășim clar Galaxy S7 cu aceste 84,7 decibeli, dar și pe iPhone 7 Plus, rămâne totuși sub BlackBerry Passport, care cumva era arsursitor pe vremea sa. Totuși, punctul forte la acustică reprezintă căștile acestea, tunate de brandul AKG, venite la pachet, separat am înțeles că ar costa $100. Designul mi-amintește de căștile care au venit cu modelele Asus Zenfone 2 și Zenfone 3, o ușoară înclinare, sunt foarte comode, stau excelent în ureche și nu este ușor de încurcat sau rupt firul, pentru că este mai degrabă un șnur ca acela de la bocanci decât un fir standard din, să zicem, material plastic. Ok, conectăm căștile în acest mod. Și trebuie spus că experiența la căști implică un volum foarte ridicat, chiar asurzitor. În principiu nu ai avea de ce să sari peste 80% din volumul maxim. În altele se aud foarte bine, zgomotul de fond este izolat excelent, dar e un dar aici. Basul nu este chiar cel mai bun din lume. Ar fi trebuit niște extra bas dacă ascultați hip-hop sau, nu știu, techno. Poate aveți nevoie de extra bas. Din fericire avem reglajele pentru acest lucru, dar chiar și așa simt că se cerea un pic de extra bas. Mulțumiți de acustică, păcat că nu avem stereofonie, sigur la anul primim și acum vorbim despre cameră. Teoretic avem o cameră foarte similară cu cea de pe Galaxy S7 în spate, datele problemei cu siguranță sună la fel, 12 megapixeli, blitz LED, stabilizare optică, tehnologie dual pixel, deschidere f1.7, pixel de 1.4 microni, dar o nouă modalitate de procesare și o să vedeți o calitate foarte bună a imaginilor. Pentru selfie avem o cameră de 8 megapixeli cu deschidere f1.7 și autofocus smart. E bine, aplicația Camera pornește foarte rapid, hai să facem curățenie înainte de asta, o putem porni și astfel, dubla apăsare de buton power, ok, interfața este familiară, a schimbat totuși iconografia, ce nu este familiar este zona asta de sticăre, dar înainte de asta trebuie spus că avem un zoom fluid, facem fotografiile foarte rapid, iar focalizarea este nepământean de bună, Galaxy S7 deja schimba focalizarea foarte rapid, S8 e deja wow. Ok, spuneam de interfață, hai să vedem ce primim aici. Opțiunile clasice, iată-le. Rezoluție, video și foto, tracking autofocus, corectăm distorsionarea fotografiilor, timer, putem filma QHD cu camera frontală, motion photo, adică înregistrăm un scurt video la fotografiere, stabilizare video, grilă și control vocal. Apoi blitz, HDR,
cameră selfie și modurile principale de captură auto, pro, panorama, selective focus, adică un fel de, dacă vreți, un fel de alternativă la bokeh, slow motion, hyperlapse, adică un timelapse în mișcare stabilizat foarte bine, food, virtual shot, iar modul pro aduce cu sine reglajele de expunere, balans de alb, focalizare, shutter, niște efecte și ISO. Revenim puțin la auto, aici o să găsim stickerele și alte chestii haioase de aplicat, plus tonul pielii dacă facem fotografie unei persoane și Bixby Vision, care e capabil să identifice obiecte, branduri, produse de cumpărat. Spre exemplu, acum și-a dat seama că avem un cub Rubik. Am înțeles că se descurcă cel mai bine la vinuri, ăsta ar fi talentul său, deși l-am pus să scaneze niște cărți și l-a găsit tot ca vinuri. În fine, despre Bixby un pic mai încolo, cam acestea ar fi opțiunile camerei și hai să vedem cum stăm, aici avem efectele, hai să vedem cum stăm la capitolul galerie, iarăși am făcut extrem de multe fotografii, mai precis 287. Avem capturi făcute ziua, făcute noaptea și în tot felul de condiții. În principiu, fotografiile făcute ziua au venit într-un început de aprilie foarte însorit și am avut parte de claritate perfectă. Pur și simplu nu am ratat nici măcar un singur cadru. Când am activat HDR-ul, nu am avut o nuanță prea albă, așa cum se întâmplă uneori la alte telefoane. Detaliile sunt perfecte, chiar și la distanță, chiar și când am zoom-in, deși rezoluția camerei nu e foarte ridicată. Culorile sunt excelent calibrate, poate doar un pic în afară de albastru, cumva simt eu că Huawei P10 a prins un albastru mai realist, dar în general, roșu, verde, cam orice altă nuanță a ieșit excelent aici. Stăm bine la expunere, la focalizare nu mai zic, stăm excelent și dacă luăm biserica asta începem să dăm zoom in, o să vedeți că nu pierdem prea multe detalii, ceea ce este foarte tare. Textură perfectă la obiecte, iarăși HDR-ul în acțiune fără să albească prea mult lucrurile și, evident, inevitabilele cadre cu flori. Nu orice cadre cu flori, chiar și la telefoanele cele mai bune, întotdeauna mă plâng, nu pot să fac și o macro ca lumea pentru că nu pot să mă apropii destul de floare. Ei bine, Galaxy S8 poți să intri în floare. Poți să duci acolo la pistil, stigmat, sau cum se numesc restul, am uitat de botanică, și să faci fotografii fantastice, foarte de aproape, după cum se poate vedea chiar aici. Deci la capitolul macro, e ca niciun alt telefon de pe piață, poți să te apropii foarte mult de subiect, mai avem și acea treabă cu Selective Focus, care am spus că poate ține loc de bokeh. Far Focus, ne axăm pe acele plante verzi sau near focus pe planta cea roșie, cam asta face, refocalizăm după captură. Și nici măcar nu avem nevoie de două camere pentru asta. Iluminare perfectă, textură perfectă. Apropo, această fotografie făcută cu blitzul, pentru că mi se pare prea întunecată zona, blitzul în acțiune și lucrurile arată foarte bine. Pur și simplu nu are cusur. Anul trecut mă văitam că Galaxy S7 nu se simte ca un upgrade foarte mare față de S6, S8, lasă în urmă orice îndoială, lucrurile au evoluat. Ne-am jucat cu focalizare aici, pe prim plan și pe fundal și asta s-a făcut foarte repede. Până să clipești, deja focalizează cum trebuie. Totul este pur și simplu perfect, sunt mulțumit și de selfie-uri, de textura părului, pielea arată natural, nu este nici prea albă, nici prea galbenă și ochii sunt randați foarte bine, deci nu stăm deloc rău nici la selfie-uri. Plus că putem să ne jucăm cu tot felul de filtre și stickere, în gen Snapchat. Asta cu cartea este foarte haioasă. Încă o serie de cadre cu HDR-ul scoți în la lumină această vază romană sau grecească și din nou ce spuneam, acel albastru un pic nepământean își face apariție aici, dar în rest suntem chiar încântați de culori. Încă niște selfie-uri, încă niște capturi și chiar și cu soarele în față, această cameră se descurcă excelent. O panoramă foarte generoasă, 26.000 de pixel pe 2.000 de pixeli, încă o serie de capturi și pe timp de zi, telefonul acesta practic nu are rival. L-a depășit pe Galaxy S7, a ajuns la fel de bine calibrat la culori ca LG G5 și G6, a făcut un salt mare de la S6 și S7, l-a întrecut chiar și pe Google Pixel și evident a depășit și iPhone-urile de anul trecut. Practic, perfect. Dacă sunteți perfecționist, o să ziceți că albastrul ăsta nu e chiar perfect. În fine, cea mai bună cameră la ora actuală. Trecem acum noaptea, unde lucrurile sunt uimitoare. Anul trecut S7 șoca, pentru că el captura foarte, foarte multă lumină cu deschiderea aceea F1.7. Acum Samsung s-a mai temperat puțin. Capturează în continuare multă lumină, dar reglează lucrurile. Anul trecut risca să o dea în prea multă lumină, imaginea arătând puțin ciudat și apărând și un pic de nuanță gălbuie. Acum capturează exact câtă lumină ne trebuie la captura nocturnă și avem și un blitz foarte bun. Iluminare perfectă, textură excelentă. Chiar și când punem una lângă alta fotografii făcute cu S7 și cu S8, se observă o îmbunătățire
este mai pragmatică camera modelului mai nou. Practic nu are defecte nici noaptea, halourile luminilor stradale sunt ok ca dimensiuni, texturi rezonabile, iluminare bună, culori reușite, depășim Xperia-uri, iPhone-uri, Huawei P10, HTC 10, Google Pixel, tot ce mai vreți voi și totul arată foarte bine, chiar și detaliile, și asta noaptea. Aș spune că suntem cam cu 5, poate chiar 10% peste Pixel XL, precedentul Recordman, de pe timp de noapte. Și focalizarea și culorile sunt la înălțime în condiții nocturne. Și acum ne ocupăm de video. Am filmat în format MP4, Full HD la 30-60 de FPS, dar și 4K la 49 de mega pe secundă, bitrate. Începem cu un clip Full HD la 30 de FPS filmat ziua. Avem un microfon foarte bun aici. A făcut față cu brio la vânt, suntem mulțumiți de culori, de claritate, cu mențiunea că într-o anumită zonă aveam soarele în față, dar nu se cunoaște asta. Și acum testul de zoom. Zoom in la nivel maxim și nu pierdem detalii deloc. Ok, ne încântă claritatea, expunerea și culorile. Hai să vedem cum arată filmările ulterioare. Evident am testat stabilizarea optică, cu rezultate foarte bune, avem și filmări 4K, filmări la 60 de FPS și filmări chiar și cu camera frontală. Dar hai să mai găsim videouri între timp. Iată aici încă un clip. Dacă nu mă înșel, este chiar cel 4K și arată pur și simplu fantastic. Culori perfect calibrate. Extrem de multe telefoane ar fi ars toate florile alea pentru că era un plin soare, era foarte cald afară și exista acest risc. Filmare excelentă. Hai să mai vedem și alte capturi. Foarte multe mostre aici. Le veți vedea pe toate într-o galerie amplă. Aici am filmat la 60 de FPS, subiecte în mișcare. Un object tracking excelent și ghișce, aici aveam soarele în față, dar nu am avut nicio problemă. Și a venit și marele moment al testului de stabilizare optică. Nu credeam că voi mai fi uimit de ceva după steady shot-ul de la Xperia, dar iată că se poate. Chiar și fără steady shot și fără sisteme complexe, Samsung livrează o stabilizare fantastică cu acest telefon. Rețineți, suntem în mers aici, facem slalom printre oameni, coborâm și trepte și senzația aceea de șină de travel de la filmări persistă. Nu se pierde focalizarea, expunerea se reglează perfect, texturile și culorile sunt excelente, deci chiar nu avem obiecții. Acum eu cobor scări, nu știu dacă vă dați seama, dar tocmai am coborât scări și niciun pic de hurducătură sau pierdere de focalizare. Deci stăm bine la stabilizare, asta este clar, parcă anul trecut nu eram chiar super încântat de S7 la acest capitol, cert este că acum nicio obiecție. Și încă o filmare, culori, iluminare, totul perfect, nici un defect aici. Aș spune că se bate sau mai bine se întrece Xperia-urile de anul trecut și pe Google Pixel XL la acest capitol, este o evoluție clară și hai să vedem cum stă noaptea, dacă ziua filma foarte bine, când se lasă întunericul, filmează ceva de genul ăsta. Halourile luminilor stradale sunt ok, culorile sunt rezonabil calibrate, destul de luminos pentru o filmare nocturnă, mai ales că ne-am îndepărtat de lumină acum, intrăm într-o zonă mai întunecată a peisajului. Evident, când dai zoom in, mai pierzi în detalii, iar dacă te uiți în anumite zone ale imaginii, se observă niște grain, dar nimic grav. Iar filmarea 4K noapte este chiar fantastică, adică nu mai găsim absolut niciun cusur, nici cei mai cărcotași nu o să găsească nimic în neregulă cu ea. Hai să mai vedem o mostră video, să zicem aceasta, mai ales că aici ne-am și mișcat puțin. În continuare, microfonul este fantastic, surprinde ambianța perfect, se lăuda HTC Ultra cu super microfoane, dar S8 stă și mai bine. La acest capitol este cam ca Galaxy S7, adică și acela filma bine noaptea, hai să zicem cu un 5% mai bun, a depășit Xperia-urile pentru că nu generează vreo nuanță violet sau albastră și ceva îmi spune că este un telefon foarte bun pentru concerte. S7 Edge filma perfect la concerte, iar S8 filmează cred că și mai bine, având avantajul unui microfon care simt eu că s-a îmbunătățit. Evoluție per total la cameră față de S7, deși pe hârtie are cam aceeași cameră. Și acum vorbim despre browser, v-aș fi arătat Chrome, dar îmi place să vă arăt acest Samsung Internet. Așa se numește browserul preinstalat, Samsung Internet. Vine cu niște extensii interesante, Close By, arată ce se află în zona noastră de la beacon-uri, Content Blockers, QR Code Reader, Video Assistant și altele. Eu vreau să văd cât de rapid se încalcă pagina Mobilissimo. Răspunsul,
foarte rapid. Evident, am testat și Chrome cu rezultate solide în Velamo și Sun Spider, nu vă faceți griji. Cât despre input, iată, un keyboard bine calibrat, nu are swipe, dar putem să adăugăm noi atâta tastatura dacă vrem, rând numeric sus și butoanele sunt excelent spațiate. Vorbim acum despre conectivitate. Port USB Type-C în zona inferioară, dar și noutăți, Bluetooth 5.0 și posibilitatea de a conecta două headseturi în același timp. Avem Gigabit LTE, Gigabit Wi-Fi, LTE categoria 16, variante single SIM și dual SIM hibrid ale acestui telefon. Există și NFC, Wi-Fi A, B, G, N, A, C, Bluetooth 5.0, ANT+, GPS, Galileo, GLONASS și Beidou, iar dialerul pune la bătaie o funcție Speed Dial. Apelurile au volum ridicat, sunet foarte clar și anularea zgomotului de fond a fost perfectă. Iar acum să vedem cum stăm cu speed test. E bine, am atins un rezultat uriaș la downloadul Wi-Fi, 486 Mbps în download, 25 Mbps upload, iar la 4G 100 Mbps download, 45 la upload. La Wi-Fi avem un nou record și stăm foarte bine și la 4G, deci rezultatele ne mulțumesc. Și acum iată ne ajungi la OS și UI. Rulăm aici Android Nougat cu Samsung Experience aplica peste, o interfață mai matură. Observați, iconurile nu sunt absolut deloc glossy, este o interfață plată, culorile nu sunt fisticky, sunt pragmatice, sunt mai calme, să zic așa, ca și cum un adolescent s-a maturizat, nu mai simte nevoia de gloss, de fisticky, de taguri, de graffiti. Și se vede asta și în maturizarea widget-urilor. Vedeți? Alb, gri, curat, corect, simplu. Calibra cum trebuie, cam asta ar fi interfața matură, cea nouă Samsung Experience. Și se merge pe ideea aceasta de linii întrerupte, se vede asta la iconografie, ar fi o inspirație din literele grecești vechi, din cât am înțeles. Se pune mare accent și pe confort, totul este la un swipe distanță, vedeți cum un swipe ajungem imediat în zona de aplicații, cum am făcut la telefoanele Google Pixel anul trecut. Am spus de foarte mult alb, foarte multă transparență, o interfață foarte curată. Apoi Bixby este marea noutate, avem un buton dedicat aici, buton fizic, îl apăsăm și declanșăm aceste cărți. Bixby înseamnă patru lucruri: Talk, See, Recommend, Remind. Talk înseamnă comenzi vocale, funcția nu este activă încă, va fi activă din cât am înțeles la lansare, dar doar în anumite zone și în anumite limbi, engleză, coreană, ceva de gen. Aici vedem cărți afișate de Bixby, sunt alarme, galerie, activitatea azi, pași, vreme, puls, practic tot ce este util pentru utilizatorul telefonului. Aici avem toate cărți, contacte, e-mail, Foursquare, sincer nu știam că mai există, în ziua de azi, Samsung Health, Internet, Music, Teams, chiar și Uber are propriul său card. Cum erau cardurile Google Now, Google Assistant, așa sunt cele oferite de Bixby, asistent virtual bazat pe AI. Există și Bixby Vision, folosit prin intermediul camerei, scanează obiectele, produsele din jur și vă spune ce vede el. În principiu mai și dă greș uneori, dar este la început, aștept să-l văd cu comanda vocală activă pe viitor. Mai departe, dacă ținem apăsat pe home screen, avem zona de wallpaper și widget-uri foarte, foarte arătoase și originale, teme, iconuri și chiar always on displays care pot fi înlocuite cu unele opțiuni foarte drăguțe. Aici avem widget-urile și aici setări legate de layout și grilă, parcă l-ați văzut un pic mai devreme. Ok, pentru multitasking, intrăm aici, caruselul clasic și opțiunea de a folosi două aplicații în split screen. Dacă vreau să mă uit la un clip și să navighez pe web, nu am absolut nicio problemă cu asta. Intrăm frumos pe Yahoo, citim știrile, sus rulează clipul, pot să fac o opțiune pop-up play, să inversez ferestrele sau să închidem această setare. Cam asta ar fi multitasking-ul split screen. Porțiunea drop-down este foarte curată și aerisită pe bază de alb, negru, gri și toggle-uri albastre. Ok, cam aceasta ar fi zona cu niște șorcaturi utile și acum a venit marele moment al intrării în zona de settings. Foarte bine organizată, dar copleșitor de multe setări. De la Galaxy S4 încoace n-am mai avut atât de multe. Aici avem cele legate de conexiune, de sunet. Nu știu dacă ați văzut alte recenzii, dar cred că suntem singurii care stau să insiste la fiecare opțiune mică și minuțioasă. Apoi notificări cu priorități și toate cele. Display, l-am acoperit deja, wallpaper l-am acoperit deja și aici funcții avansate. Smart Stay, funcțiile legate de gaming, Game Launcher, care aranjează automat jocul într-o anumită zonă, utilizare cu o singură mână, gesturi care se pot aplica pe scannerul de amprente din spate, cameră pornită prin apăsare aici, multi-window, Smart Capture, Palm Swipe to Capture, Easy Mute, le cam știm din ultimii ani. Și dacă vă întrebați ce era acel Smart Switch, hai să vedem.
vă transferați toate conținuturile de pe vechiul terminal pe cel nou. Apoi avem mentenanță la nivel de baterie, module de performanță, unul de gaming, entertainment și high performance, dar și cel optimizat automat, stocare, facem curat dacă vrem, memorie și securitate cu extra funcții de privacy și anti-malware. Ok, mai departe avem aplicații, permisiuni și alte cele, lock screen și securitate și a venit momentul să testăm modalitățile de securizare a terminalului. Vom începe cu scannerul de amprente. S-a mutat, este în spate acum și hai să vedem cum stăm cu setup-ul său. Avem un pin și acum începe setup-ul. Apăsăm aici, vă spun, nu este foarte comod. Și atunci când te vei autentifica, risc să apeși pe lentila camerei și trebuie neapărat să acoperi tot senzorul, ți se va reaminti asta. Și nu este nici foarte ușor să-l găsești pe pipăite, deci nu a fost o idee chiar inspirată Samsung. Pe viitor o să fie integrat în ecran cu siguranță. Ok, acum hai să vedem cât de rapid și precis deblocăm. Destul de ok la prima vedere. Hai să încercăm cu degetul așa. Am mers iarăși, încercăm și așa. S-a deblocat până la urmă. V-am spus, nu chiar cel mai rapid și precis, dar își face treaba dacă l-acoperi în întregime cu degetul. Nu e foarte ușor de găsit pe orbește. Dar revenim, pentru că avem și alte modalități de deblocare. Pin, swipe, remove. Și acum, recunoașterea facială. Trebuie să recunosc, recunoașterea, că am fost șocat de cât de bine funcționează această metodă, deși s-a dovedit că poate fi păcălită cu o fotografie. Eu sunt mulțumit că a funcționat foarte rapid în cazul meu, asta pot să vă zic eu. Ok, continue și acum îl ținem în dreptul feței. Ok, ne-a scanat fața și o să rămâneți, cred că și voi, șocați de cât de eficient se deblochează. Doar a văzut fața și deblocat. Uitați-vă la timpul necesar pentru a o recunoaște. Imediat o recunoaște. Problema e cu vocea fotografiei, cine știe, cu un update poate scapă și de acea vulnerabilitate și o să fie o chestie cu adevărat reliable. Nu e o funcție nouă, adică e de vreo câțiva ani de la Galaxy Nexus, a trecut ceva vreme. Și acum, scanul de iris. Săracul Note 7 n-a avut timp să ne demonstreze ca lumea, dar iată-ne cu Galaxy S8. Securizăm și aici. Și hai să ne scanăm ochișorii, irisul. În primul rând trebuie deschiși ochii mari, să nu avem ochelari, de preferință afecțiuni oculare și nici lentile de contact. Ochii mari. Și a fost înregistrat irisul foarte rapid. Problema e că am mai trecut prin asta odată și nu m-a identificat ulterior. Asta mi s-a părut o problemă. Sper să meargă un pic mai bine acum. Ok, activăm astfel. Deblocăm și... Iată, în cele din urmă a mers. Hai să mai încercăm o dată. A funcționat iarăși. Din fericire, această dată a mers. Rețineți ochii larg deschiși când faceți setup-ul. Cred că asta a fost problema prima mea oară când am încercat. Țineam ochii mijiți. Swipe din nou, remove data și uite, așa v-am prezentat modalitățile de autentificare și securizare biometrice. Mai avem și alte funcții aici, Samsung Pass, pentru a verifica identitatea, Find My Mobile, Secure Folder și multe, multe altele. Ok, cam acestea ar fi opțiunile disponibile, mai sunt câteva aici, sunt cele clasice. Trebuie spus despre butonul Home că el ar vrea să ofere niște feedback haptic și chiar îl oferă, doar că nu se compară cu ce oferă iPhone 7, spre exemplu. Cât despre aplicațiile preinstalate, le-am numărat 39 la număr, inclusiv pachet de aplicații la Microsoft, vedeți aici, aplicațiile Google, aplicații Samsung, inclusiv magazinul lor propriu de aplicații Galaxy Apps, care au avut niște exclusivități interesante, inclusiv pentru jocul românesc LinkedIn, apoi S-Health, care mai nou îți permite să te conectezi la un doctor, să-l întrebi ce e în regulă cu tine, asta cel puțin doar în SUA și China pentru început, poți să-ți iei pulsul, ai pedometru, nivel de stres măsurat, oxigenarea sângelui și multe, multe alte informații. Și când zic multe, chiar sunt foarte multe aici. Hai să vedem, era o zonă în care erau șocant de multe, iată. Cofeină, somn, puls, glucoză și multe, multe altele. Ok, Samsung Connect vă permite să controlați un sistem smart home și electrocasnice și alte aparate, Samsung Gear, Voice Recorder, Calendar, Contacts, Facebook la posturi și avem și Samsung Notes, care se apropie la un pas de S-Note. Vorbesc foarte serios. Are și zona Pen, cu multe opțiuni legate de text, dar și o grămadă de brașuri, vedeți și voi, culori și vârfuri diferite și penițe reglabile într-o varietate de palete.
Alte aplicații familiare, avem YouTube, evident, Secure Folder, Samsung Members și cam acestea ar fi aplicațiile preinstalate. Și acum a venit marele moment al verdictului pentru Samsung Galaxy S8. La aspectele Pro intră cu siguranță designul superb, performanța excelentă, bateria fantastică, mai ales că nu ne așteptam la o asemenea diagonală mare. Camera este aproape de perfecțiune, cu siguranță pe locul întâi la ora actuală. Acustica a făcut și o impresie bună prin intermediul difuzorului și căștilor. Apoi avem o conectivitate foarte rapidă, telefonul este rezistent la apă și praf, asentura este un plus. Apoi Bixby este promițător, chiar dacă nu este complet activat cu toate funcțiile. Interfața este matură și chiar ne place, avem foarte multe funcții răspândite pe tot telefonul, sunt utile. Un ecran excelent, ba chiar fantastic, cel mai imersiv de pe piață, testat de noi până acum. Apoi căștile sunt excelente, iar, după cum spuneam, abordarea software chiar ne place. La aspectele contra, a fost neinspirat amplasarea scanului de amprent aici, nu e chiar cel mai precis din lume. Apoi butonul Home promite feedback haptic, dar de fapt e o vibrație standard, nu e nimic deosebit. Mai trebuie spus și că versiunea cu 6 GB de RAM nu ajunge la noi, nu ajunge în Europa, din păcate. Încărcarea putea fi un pic mai rapidă. Bixby nu e activ încă, albastru, nuanțarea albastrului fotografii putea un pic mai bine să fie calibrată. De asemenea, curbura ecranului, atunci când vă jucați să vă uitați la un video, poate prinde lumina într-un mod care vă distrage, știu, este o chestie de cărcotaș, dar trebuie amintită. Pentru unii oameni o să fie un telefon alunecos, eu vă zic că atâta vreme cât îl poți cuprinde astfel cu mâna, nu este alunecos, nu prea cum să-l scapi dacă îl cuprinzi așa cu mâna. În fine, unii îl pot considera alunecos, și cu mâna mai mică sau cu mâna mai puțin lată, eu știu, mâini și mâini. Apoi, detectarea facială poate fi păcălită cu o fotografie, acestea ar fi aspectele contra. Ei bine, Samsung Galaxy S8 e un telefon pe care îl vom reține multă vreme, pentru că este finalul unei trilogii. De obicei, trilogiile se termină prost, Matrix 3 prost, Lord of the Rings 3 prost, Terminator 3 groaznic, e bine. Trilogia S6, S7, S8 se termină foarte bine, S8 este clar mai bun decât S7, S7 și S6 cu siguranță. Arată mai bine, este mai performant, are o baterie fantastică, are o cameră mai bună, vine cu Bixby și alte noutăți, o interfață clar mai matură, deci numai de bine despre Samsung Galaxy S8. Sincer să fiu, mi-e un pic milă de rivali la capitolul funcții extra pe care le vor oferi. Ei bine, nu prea ce să ofer extra față de acest model, rămâne de văzut cu ce vor plusa Apple și alți rivali. Acum o să dăm și niște note lui Galaxy S8. Pentru design încasează un 9,6, pentru display primește un 9,5, pentru hardware un 9,5 de asemenea, pentru benchmark primește un 9,3, pentru temperatură un 9,50, pentru baterie 9,3, pentru audio 9,5, cameră 9,6, conectivitate 10, OS UI 9,7 și pentru preț o notă de 9. Nota finală este de 9,5 din 10, una dintre cele mai mari note acordate vreodată la mobilisimo.ro pentru Samsung Galaxy S8, cel mai bun telefon din anul 2017 până acum. Cam atât la Mobilisimo, la revedere!